Merge. Bună seara. În rând, mulțumesc pentru prezentă că m-a așteptat după toate greșurile. Mi-e foarte greu să vorbesc, să fiu sincer. Dar mă bucur pentru cele trei puncte. Am venit, vă spun sincer, am venit să câștigăm cele trei puncte aici. Avem mare nevoie de puncte. Etapele se puținează și vrem să ieșim din acea zonă roșie. Le-am obținut contra unei echipe la care eu țin foarte mult, știți lucrul acesta foarte bine. Pot să spun că meritat am obținut cele trei puncte. În afară de cele patru grupe care le-am marcat, eu zic că mai puteam să mai înscriem. Victoria vine în urma unui joc bun, spun eu, și asta ne dă încredere pentru etapele care urmează. Ai văzut la început, la minutul 15, cred, o pancartă afișată de Peruza Latina, în care îți mulțumesc și ție și lui Eugen Cimotar. Vreau să le mulțumesc și să-mi cer scuze. La finalul jocului am plecat în mie pe bancă. Am înțeles că i-au strigat numele meu la final și vreau să-mi cer scuze pentru faptul că nu am ajuns în fața lor, dar ei știu că îi prețuiesc foarte mult. Peruza Latina, atât cât și Peruza Ilioana, în toată această perioadă cât eu am fost la Petrolul, m-au susținut foarte mult, au fost alături de mine și vreau să le mulțumesc pe această cale și să le urez să fie alături de echipe și să le urez mult succes în continuare. Da, am văzut că aștept să întrebare. Eu astăzi m-am uitat după Jai, dar am observat un lucru și sunt curios dacă a fost pregătit de chestia asta. În prima repriză, Damașcan s-a dus de multe ori peste PAP, care îl avea în Marfeș pe Dumitea. L-aveam marcat și pe Nemeț. Da. A fost deliberată treaba asta? Sunt lucruri pe care eu le-am pregătit, vă spun sincer. A fost un avantaj că am fost aici și vă dați seama că... Dar mă bucur că băieții au interpretat bine ceea ce am spus eu și am transmis. Și contează foarte mult, pentru că din etapa de la UTA, chiar dacă mi-am pierdut acel joc acolo, eu zic că am făcut un meci solid, un meci și acolo mi-a dat foarte mare încredere. Ei cred acum în forțele lor. Suntem și ne-au asimilat bine. Contează foarte mult lucrul acesta, dar încă o dată vă spun, le-am transmis și lor în vestiar. Ne bucurăm, sunt cei trei puncte, dar trebuie să rămânem în continuare așa modești, să muncim, poate mai mult decât am muncit până acum. Campionatul nu este terminat, vor veni meciuri infernale, foarte grele și trebuie să fim atenți la orice mișcare facem. Uite un lucru. Ai lucrat împreună cu Florin Stăriu. Da. Avea importanță să ghicești echipa Am știut Petrolului. Am știut echipa Petrolului după fluierul final de la meciul cu Dinamo, vă spun sincer. Am intuit-o. Și este aceeași echipă pe care am gândit atunci. Asta fără falsă modestie. Este un lucru, asta pot să vă spun. Da, prima repriză, a doua repriză în care am văzut, știam cum vor juca. Apropo de asta, te așteptai să nu înceapă pe Petrolul cu Maies? Nu, eu nu știu. Aici cred... Antrenor e normal așa. Am întrebat, da, vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru, n-aș vrea să intru chiar în detaliile lor de alegerea jucătorilor, a primului 11, a schimbărilor. Sunt lucruri pe care țin de staful tehnic actual. Este clar că Bart Myers este unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Da, nu știu, sunt situații, fiecare interpretează în felul lui. Eu cel puțin am fost surprins, nu văd motivul. Dar nu știu, întrebați-l pe Florin când o să vin. Când o să vin aici. Presă de după meciul cu Dinamo. Da, da. Nu știu ce da, nu aș vrea să intru prea mult în detalii. Chiar este treaba internă a staffului tehnic actual de la Petrolul. Dar vreau să le urez și lor mult succes în continuare. Ei formează un grup foarte bun, știu lucrul ăsta foarte bine. Și sunt sigur că ei vor trece peste acest moment și câștiga meciul următoare. Au nevoie și ei, la fel ca și noi, trebuie să... Sincer, nu știu cum pică programul voluntarului, cum pică semifinala de cupă. Veți fi liniștiți în momentul ăla? Nu, în niciun caz. Semifinala e în câteva zile. Da, semifinala este pe 17. Da.
Nu, se joacă. Vedeți că suntem și angrenați în Cupa României, am câștigat meciul de la Craiova. De asta vă spun că suntem foarte atenți, să gestionăm foarte bine aceste momente. Jucătorii răspund bine, dar trebuie să fim atenți cum facem planul pentru perioada următoare. Cum e fără suporteri? Cum e fără suporteri? Vă știți foarte bine. Chiar dacă la voluntar nu sunt suporteri, așa după prima așa sunt aici Ploiești, să știți că presiunea există și există presiunea locului în clasa noastră, presiunea obiectivului, dar este clar că la Ploiești aici o stare de spirit și așa cum am spus, le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine și le urez mult succes în mulțumesc. Da, mulțumesc. E un suporter, dar e bine plasat.
Da. O seară neagră, o seară în care nu ne ieși nimic, o seară în care ne-am dezamăgit crunt suporterii și pe această cale vreau să le cer scuze în numele jucătorilor și al meu. Din păcate, nu le-am oferit bucuria de a învinge odată voluntariu. Da. Da, din păcate aveam speranțe mari de la acest meci, aveam încredere în jucători, venisem după două rezultate pozitive, dar în seara asta fotbalul ne-a pedepsit. Da, rezultatul cu Dinamo-l considerați pozitiv? E un rezultat în care am obținut un punct în deplasare, da, normal, orice punct contează. Și dacă am fi obținut azi un punct, cred că după ce a fost, am fi fost mulțumiți, dar... Aș vrea să vă întreb pe ceva așa. În prima repriză, când asta e valabil, e vorba de marcajul Huja, Dumităr, Pap, Nemeț. Nu, Huja l-a avut pe Nemeț în marcaj. Dacă... I-au mai schimbat în primele minute, primele 10-15 minute, i-au mai schimbat jucătorii din... Nu știu la ce vă referiți, la faze fixe sau la... Nu, în timpul jocului. A, acolo nu au avut marcaj, fiecare care intra în zona lui îl preluau. Care... Da, da, s-au schimbat bine, că i-au mai schimbat cei doi de la Brunter, au mai schimbat. Dar Pap avea datoria să-l urmărească om la om, să-și urmărească? Nu. A fost de vreo două, trei în stânga, cu zonă liberă, fără Dumitriu, fără sprijin. Nu, am... Din păcate am făcut multe greșeli simple, neforțate. Să dea un mijlocaș central din 3 metri cu capul singur în careu. E... Stați un pic, chiar dacă noi nu avem atâta experiență ca dumneavoastră, este vorba de altceva, e vorba și de organizarea jocului. Întrebarea mea a fost simplă, defensiv. Ce căuta cu acum partea stângă? Că a fost o singură. Probabil așa l-a dus jocul, a ieșit Huja, cred că în margine, și el s-a dus în partea așa, dar nu, la primul gol... Dacă vreți să vorbim despre proiect. Nu vorbesc, e chiar în fază, chiar înainte de primul gol, altă fază despre care vreau să vă întreb. Spuneți, vă rog. Nu, nu sunt... Da, întrebați. Asta cu directorul, așa, am înțeles. Acum discutăm stil de meci. Să înțelegeți că nu trebuie ca să ne arătăm noi că suntem deștepți. Da. Că dacă noi nu înțelegem, mergem și scriem poate alte prostii și publicul înțelege greșit. Da. Deloc. Ca să vă spun eu, să vă răspund la o întrebare, toate golurile pe care le-am primit, aveam superioritate în careu. Deci ca și organizare am fost bine. Am primit gol în superioritate numerică la toate golurile. Uitați-vă, la ultimul gol era Pap cu Hanca, Adam Eloi de lângă ei, nu? Din spatele lui, la meci era și deci ca și organizare defensivă am fost bine. Din păcate nu am urmărit omul. Și au venit și au dat singur. La când a dat Nemes golul al doilea, mi se pare, erau patru jucători lângă el când a dat la por. Dar nu de asta mă refer. Da, spuneți. Am discutat după meciul cu Dinamo și a spus că preferați apărarea în patru. Da. Pentru că este și mai dinamică și oferă și posibilități ofensive mai mult. Am văzut o fază chiar înainte de primul gol. S-a câștigat mingea la mijlocul terenului. Cine a fost? Poate Jair? Cred. Sau cineva, nu mai știu. S-a avansat în patru jucători. Diomande, care datoria lui este defensivă, a rămas pe loc. Toată linia de patru a rămas pe loc. N-a mai susținut nimeni. Ei erau 7 deja. Ce fel de ofensivă am pregătit noi? Cum să dăm gol în patru contra așa? Probabil a fost o fază de joc. Eu tot timpul le-am cerut jucător. Da, o fază în a fost o fază simplă sau poate nu a interpretat-o jucătorii cu trei. Tot timpul am cerut unul dintre, mai ales fundaș și lateral, să urce să susține jocul. Au rămas toți în linie și cu Diomande. Probabil o fi fost o fază. Nu pot să vă răspund acum până nu văd, nu știu ce au gândit. Da. V-am ridicat problema, da. O aveți înregistrare. Da. Acum la cald vă dați seama că nu știu despre ce fază vorbiți. E clar, nu... Din păcate a fost o seară grea, o seară... Să înțelegem rațiunea tactică a modificărilor de la pauză.
Păi am vrut să aduc forță în atac cu Berisha și cu Ișvan, doi jucători mai rapizi, doi jucători cu putere, plus să-l trag pe Jair, care e un jucător tehnic, și am rămas cu mijlocaș central defensiv și unul mai ofensiv cu Jair. Am riscat totul, nu. Am gândit să-l bag prima repriză pe Irobiso, fiind un jucător mai puternic, să-i hărțuiască și să intre cei doi proaspeți pe viteză. Asta a fost strategia, din păcate nu ne-a ieșit, am primit prea ușor gol. Durerea mea e că, așa cum v-am spus, am fost tot timpul în superioritate în care eu și-am primit gol. Asta este cea mai mare durere. Ce v-am făcut să nu începeți cu Myers, nici cu Dinamo, nici astăzi? M-a făcut faptul pentru că ceilalți fundași au jucat bine și n-am vrut să schimb ambii fundași. Acum vă dați seama că va trebui să luăm niște decizii în care să îmbunătățim faza defensivă, că după 4 goluri primite e clar că suferim.